Știți cum zic copiii mei? Genial de bun. Este foarte, foarte bun. Nici nu zici că e fără gluten. Vă salut cu mare drag și sunt tare bucuroasă că sunteți din nou cu mine în bucătărie. Eu sunt Abi și astăzi vom pregăti un desert fără gluten cu ajutorul produselor de la Shar. În fiecare zi, multe persoane noi descoperă canalul nostru. Dacă ești unul dintre ei și vei urmări rețeta până la capăt, nu uita să apeși butonul de abonare. Apasă acum butonul de like, iar dacă până la sfârșit nu te-am convins, ți-l poți lua înapoi. Știu ce înseamnă să fii nevoit să pregătești preparate fără gluten și cât de frustrant este că de multe ori ești limitat pentru că nu ai ingrediente. De când am descoperit produsele celor de la Shar, care azi ne-au pus la dispoziție cele necesare, am putut să pregătesc pentru al meu soț o gamă mult mai variată de rețete. Dragii mei, în a doua parte a acestui video, vă vom prezenta o surpriză din partea celor de la Nutrient Solution, care oferă un discount de 15% la produsele Shar pentru comunitatea noastră. Preparatul pe care îl vom pregăti astăzi este un desert clasic, iubit de multă lume și ușor de pregătit, așa că haideți cu mine să vedeți cum pregătesc eu checul fără gluten. Pentru această rețetă am folosit 4 ouă, 300 g făină fără gluten, mixul C de la Shar, 240 g unt cu 80% grăsime, 225 g zahăr tos, 60 ml lapte, 2 lingurițe cacao, un plic praf de copt, 2 plicuri zahăr vanilat, esență de vanilie, un praf de sare, iar pentru uns tava, 10 g unt. Pentru ornat deasupra, zahăr pudră. Pentru că treaba merge extraordinar de repede și nu este nevoie de multă pregătire, începem să încălzim cuptorul la 170 de grade la programul cu căldură sus și jos. Pregătim și forma în care vom coace checul. Am ales o formă mai interesantă astăzi pentru că vreau să iasă un chec mai de sărbătoare așa. Forma aceasta o ungem cu un cubuleț de unt. Foarte bine! Lăsăm tava deoparte, într-un bol mare punem untul care este la temperatura camerei. Este foarte important ca ingredientele să fie la temperatura camerei și mixăm pentru 1-2 minute. Haideți să vă arăt cum arată. Așa cum v-am spus, este foarte important ca ingredientele să fie la temperatura camerei. Însă, nu le scoateți din frigider cu mai mult de 30 de minute, pentru că, dacă vor fi foarte, foarte calde, nu veți obține efectul acesta de cremă la unt. Haideți să vedeți ce frumos arată. Untul mixat. Ok, deci ingredientele scoase din frigider cu 30 de minute înainte. Am curățat pereții bolului, după care adăugăm zahărul și zahărul vanilat. Și mixăm iarăși pentru 1-2 minute. Curățăm din nou pereții bolului. Și adăugăm ouăle. Esența de vanilie și jumătate din cantitatea de lapte, aproximativ jumătate. Și mixăm pentru câteva secunde, cât să omogenizăm totul. La final, adăugăm făina. Pentru că nu am cântărit-o înainte, o cântărim acum. Praful de copt și sarea. Și mixăm iarăși pentru 1-2 minute. La final, aceasta este consistența. Uitați cât de frumos arată. Asta înseamnă ca ingredientele să fie la temperatura camerei, nu foarte moi, dar nici foarte tari. Asta mă refer la unt. Dacă este foarte moale sau foarte tare, nu veți obține această consistență.
punem în tava pregătită dinainte jumătate din cantitatea aceasta, aproximativ. Lăsăm tava deoparte, iar în cealaltă jumătate trebuie să punem amestecul de cacao. Într-un bol punem cacao, restul de lapte și amestecăm până se formează o cremă de ciocolată. Cacao cu lapte. Punem amestecul de cacao peste cantitatea rămasă și mixăm doar cât să le combinăm foarte bine. Curățăm foarte bine pereții bolului și cam aceasta este toată greutatea. Mai amestecăm puțin cu spatula ca să fim siguri că s-a omogenizat totul foarte bine și punem în tavă. Ca să obținem un aspect frumos, cu o furculiță trecem prin ambele compoziții. De jos în sus. Haideți să vă arăt. Se vede? Coacem la 170 de grade la programul cu căldură sus și jos pentru aproximativ 45 de minute. Atât durează la mine. În funcție de cuptorul vostru, ajustați temperatura sau timpul de coacere. Gling-gling! Gling-gling! Acum! Arată super bine și miroase atât de bine! Lăsăm în formă pentru 10 minute, după care putem scoate pe platou. Mamă, ce bine miroase! Mamă, cine are răbdare? Oh, ce bunătate se ascunde aici! Cu grijă, pentru că tava este încă fierbinte, scoatem checul din tavă. Punem un platou deasupra. Dacă ar și sta până mi-au și eu mănușile, ce bine ar fi. Și dintr-o mișcare, întoarcem. Și acum de Doamne să iasă bine. A ieșit. O, ce frumos s-a desprins. Perfect. Așa și trebuia. Lăsăm la răcit complet înainte de a tăia și de a orna cu zahăr pudră. Dragii mei, a venit momentul mult așteptat. Să vă spun ce bunătate se ascunde aici. Dar mai întâi decorăm cu zahăr pudră și apoi tăiem. Mi s-a rupt colțișorul. Arată foarte bine și vă asigur că este și super gustos. Hai să mai tăiem o feliuță. Yummy, yummy! Este atât de fraged, proaspăt și miroase așa de bine. Știți cum zic copiii mei? Genial de bun! Este foarte, foarte bun! Nici nu zici că e fără gluten! Merită să-l încercați și voi! Dacă nu aveți o astfel de tavă așa cum am avut eu, este ok orice tavă. Tava aceasta a mea are diametrul de aproximativ 24 de centimetri. Este ok și o tavă normală, dreptunghiulară, de chec. Sper că am reușit să vă conving că este o rețetă ușoară dacă ai cu ce să o pregătești. Mulțumesc celor care ați privit până la final, sper că nu v-ați luat like-ul înapoi, iar dacă v-a plăcut, distribuiți acest video tuturor celor care au nevoie de o rețetă bună, fără gluten. În descrierea acestui video vă las un link care vă va duce pe site-ul celor de la Nutrient Solution. Când comandați cu codul ABI cu Y, veți avea o reducere de 15% la produsele Char în perioada 1-24 aprilie. Rețineți, găsiți toate detaliile în descriere.
Și încă ceva, checul fără gluten are alt gust atunci când îl pregătești cu plăcere și îl savurezi cu cei dragi. Vă doresc să aveți parte de multă bucurie și spor în bucătărie. La revedere!